așteptăm biciclistul să iasă, după care plecăm și noi. Ușor așa. Bă, mi-a fost dor, sincer, să fiu de un Mercedes. Pentru cei care nu știu, eu sunt cam fan un pic. Așadar, bună dimineața, oameni buni, la mult după masa, spre seară. Vedem că lumea circulă cu farurile aprinse, să sperăm că lumina e îndeajuns de bună încât să nu ne facă probleme. Astăzi ne aflăm într-o nouă mașină, mașină pe care o să o și descoperim împreună. Opa, opa, stați așa, că eu de când nu mai am Mercedes, nu mai sunt obișnuit cu semnalizare aici jos. Deci asta a fost cea mai confortabilă poziție de semnalizare, credeți-mă pe cuvânt. Dacă era și automată, era definiția Mercedes, dar să știți că cutia merge și schimbă foarte fain. Intră super ușor în viteză, ambreiajul merge foarte mișto. Mercedes, mă, n-ai cum, astea se conduc singure și când sunt manuale. Era să zic și când sunt automat. Păi când sunt automat, e Lufthansa. Lufthansa, stați așa că... Eu am rămas îmbrăcat un pic, acum începe să devină călduț în mașină. Ideea e că afară e destul de rece, 12 grade, dar mai bate și vântul ăsta. E haos. Uite, e mișto, sper că se vede pe cameră emblema aia acolo. Vezi cum ai ținta aia în față. Sunt nerăbdător de curios să vedem un pic ce dotări are mașina și pe exterior și așa mai departe, pentru că, după cum v-am spus, efectiv astăzi o să o descoperim împreună. O să vedem acum cum merge, cum se simte, vedem după aia dotările și așa mai departe. Îmi place, uite, ceasul ăla de bord. Mi-a fost dor, sincer, ceasul de bord. Da. Vitezometru, să spunem așa. Vitezometru. Pentru că are sistemul ăla cu AC, de-ai impresia că AC-ul ăla plutește acolo. Ai impresia că e invizibil. E un lucru care consacrează, să zic așa, Mercedes-ul, deși am văzut, dacă nu mă înșel, și pe Volvo există așa ceva. Avem și comenzi pe volan. Mi-a fost dor de Mercedes. Doamne, chiar mi-a fost dor de Mercedes. Și mi-a fost dor de cum stă mașina pe drum. Mi se pare că Mercedes-ul e un pic altfel. Și nu te chinui să o conduci, nu te, plus calitatea materialelor e altfel. Acum, no hate. Îmi place și BMW și Audi și așa mai departe. Doar că Mercedes-ul mie personal mi-a intrat un pic mai adânc acolo în suflet. E și greu să zic anumite lucruri sau să vorbesc ceva, pentru că mă bucur atât de tare de fiecare dată când conduc un Mercedes și încerc să mă bucur de timpul ăla petrecut în spatele volanului. Așa se comportă foarte fain. Și mi-a fost dor de cotieră, de cum stai în scaunul ăsta. Scaunele astea de la Mercedes, fie ele și cam cele mai slabe variante și așa mai departe, mi se pare că stai atât de bine în ele. Sunt foarte confortabile. Nu știu care-i treaba și poziția asta cumva. Mie nu pot să zic că mi-a plăcut tot timpul mașinile în care stăteai ușor a pleca și cu picioarele așa în față. După ce am avut Mercedes și l-am condus și pe drumul lung și așa mai departe, mi s-a părut unul dintre cele mai confortabile scaune, sincer să fiu cu voi. De asta, bine, asta e unul dintre aspectele pentru care mie îmi place foarte tare Mercedes. Nu știu exact cum sunt astea noi, n-am să se deschid discuția acolo, dar pentru astea mai vechi, cam așa stă treaba, încă Mercedes era Mercedes, nu doar cu numele. Suspensia aia, răpind gropile astea, deci că e fulg, deși suntem într-un C-clas. Uite, acum văd ce culori interesante avem pe interior, pe fețele de ușii și pe scaun. Hai că noi o să facem dreapta, nu-l mai batem la cap pe domnul cu mașina. Abia pe aici putem să și vedem un pic cum stă pe partea de articulații și suspensii și așa mai departe. Chiar mi se pare ok. Mai e și așteptările, știi, de la Mercedes, de aia zic că mie mi se pare ok, deși mașina stă foarte ok. Mă, pe aici mai e vis de prin gropi. Fiți atenți, o să vă arăt. Uite, sper că se vede de aici cum să vă reglați oglinzile. Deci asta e stânga și o reglați, uitați așa, până nu mai vezi mai nimic. Știu că o să fie greu la început să vă obișnuiți și reglăm și pe cea din dreapta. Ba,
bam, 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 vedeți? Cât mai mult în exterior. Astfel, făcând lucrul ăsta, unghiul mort devine din ce în ce mai mic. Adică o să existe în continuare, dar nu o să mai fie atât de mare. Înțelegeți ce vreau să zic? Voi aveți o vizibilitate mult mai bună în momentul de față, dacă faceți chestia asta. Efectiv, eu am vrut să semnalizez aici că depășesc groapa. Vă dați seama ce face mi-acest un om? Dacă din BMW te face să nu vrei să semnalizezi, aici vrei să semnalizezi când depășești o groapă. Plie cu apă. O să discutăm puțin despre ea, exterior, interior, la fel și motor. Unde v-am zis, legenda 2.2 diesel de 136 de cai. Știu că sunt și alte versiuni, să zicem așa, dar asta de 136, din punctul meu de vedere, e ce trebuie. De fapt, noi nu avem un C220, noi avem un C200. Asta am uitat să vă zic. Cam asta e diferența. C220-ul, din câte știu eu și nu vreau să vorbesc prostii, are un motor de 177? 177 de căluți. Așa că haide să o parcăm frumos aici și ne vedem în câteva minute afară. Și de asta mi-a fost dor de contactul ăsta aici. Chia Mercedes. Pua. Doamne! Ne vedem. Păi, și-am ieșit și afară. Dar uite ce frig. Parcă tot mai e frig. Pe zi ce trece. Ta-na! Asta e și mașinuța. Mașinuța de astăzi, după cum v-am spus, un C-Class C200 CDI. Asta înseamnă că avem un motor diesel de 2.2, 4 pistoane, Euro 4, 136 de cai. Așadar, vă dau o tură în jurul lui. Să ne uităm puțin la ea. V-am spus, o descoperim împreună. Nu știu nici eu foarte multe despre mașină, pentru că am literalmente câteva minute de când am luat-o. Dați să punem ăsta aici frumos. Observ că avem și cârlig de remorcare, jante de aluminiu. Așadar, ne-am reîntors în partea frontală, unde avem grila, îmi place de mor, Mercedes cromat, emblemă. Ia uitați aici, ținta consacrată. Deci aia n-ai oricărui fan Mercedes, nu știu. Îi place chestia aia, deci nu știu. Nu cunosc pe nimeni să zică, bă, ăla nu a fost un element interesant în design. Care, apropo, pe mașinile noi nu le mai regăsim. Deci, farurile le avem cu bec halogen, deci nu avem xenon. Aici avem lumina de poziție, fază scurtă, fază lungă, iar semnalizare, iar jos avem proiectoarele de ceață. Cam așa arată partea în față. Mașina arată foarte bine. Haideți că vă arăt direct și motorul, dacă tot suntem în față, pentru că e foarte frig. Ta-da, 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 ta-da. Stați așa. Acum am deschis eu tot. Stați așa cum merge, am uitat. Așa, 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 așa. Așa se deschide capotul la Mercedes. Da? Așa. Asta e capotul deschisă la Mercedes. Da, da, ăsta e motorul nostru 2.2. Stați că eu am emoții cu asta, că s-ar putea să cadă din cauza vântului. Că amortizoarele o țin, dar vântul bate destul de tare. Asta e motorașul nostru de 2.2. Îmi place foarte mult sistemul ăla. Motorul am plasat transversal, cutia de viteze în spate, către habitaclu. De asemenea, tracțiunea sau propulsia este pe puntea spate. Oricum nu puteți să vedeți mare lucru, că plastic ești doar dacă îl luați jos. Lucru pe care eu nu o să-l mai fac, deja m-am murdărit. Văd că avem și antifonare la capotă. Haideți să o și închidem. Fiind sigur că s-a închis bine, s-a închis, nu m-a neamortărit, asta este. Avem niște jante de aluminiu, originale Mercedes, să vedem
215, 55, 16 cauciucuri de iarnă, semnalizări în oglinzi. Aici puteți vedea și senzorul nostru de infraroșu. Geamurile au o tentă faină. Încerc să-mi dau seama dacă e de, nici nu mai știu dacă e de eleganț, dar cred că e de eleganț ca și nivel de echipare. Văd că avem și degivrare pe geamurile laterale, antinuță tip rechin. C200, după cum v-am spus, inscripția, degivrare și în lunetă, cărlic de remorcare, eșapamentul pe partea stângă, inscripția CDI, iar stopurile, care au un design foarte fain din punctul meu de vedere, gura de alimentare pe partea dreaptă, diesel. Haideți să vă arăt un pic și în spate, pe care mergem la portbagaj. Îmi place foarte mult configurația asta, cu acest vișiniu, piano black aici și elemente cromate. Genial arată. În spate, după cum vedem, nu avem buzunărașe. Eu nici nu mai știam cum e la C-Class, dar mă surprinde, sincer să fiu. Aici material moale, aici material moale, aici material mai tare, de asemenea și aici. Aici textil, material moale. Mâner, Twitter, boxă, banchetele care sunt din același textil, adică ca și pe fețele de uși, rabatabile, tetiere și avem și cotier acolo central. Haideți să vedem și cum arată. Așa arată și cotiera, iar aici suport de pahare. Avem și lumină în spate, controlabilă doar din față, de către șofer sau pasager. Avem mânere peste tot, iar acolo sus putem agăța plasa la portbagaj în cazul în care vrem să rabantăm banchetele și avem căței sau alte materiale care poate să vină peste noi. Buzunărașe, bă, ce frig, mă! Covorașe care arată foarte fain și cam asta din spate. Văd că avem și niște guri de ventilație acolo, deci interesantă situația. Mercedes, ce să mai... Portbagajul, chiar dacă este un C-Class, din punctul meu de vedere este destul de mare. Ca să vă faceți o idee, este ghiuzdanul nostru, care arată cam așa. Adică chiar e destul de mare. Iar aici avem diverse setărașe, lumini avem aici și pe partea cealaltă. Aici avem trusa și alte componente electronice ale mașinii, priză 12V, iar acolo mai avem un setăraș pe care n-am de gând să-l deschid, dar vreau să deschid aici. Să vedem ce avem. Aici avem vestă, triunghiuri, tot felul. Și aici, stați așa că cu o mână e destul de greu. Aici avem bateria, am presupus corect, nu mai știam eu sigur. Dar da, bateria e în spate. Frumos. Iar sus, plastic peste tot, cu capitonaj din ăsta, avem mochetă cum avem și jos. Și dacă nu mă înșel, cred că încă pe modelul ăsta mai găsim mochetă din lână naturală. De becele. Și ștergătorul pe spate. Plus, lumina, a treia lumină de frână, să spunem așa. Haideți să trecem un pic și în dreapta. De asemenea, semnalizare pe oglindă. Se pare că arată foarte fain. Aici avem elementele astea de piano black, textil. Văd că aici s-o desprins puțin. Acum are o vârstă, mașina din 2008. Elemente moi, buzunărașe care nu sunt foarte mari, dar fiți atenți. Nu avem doar plastic. Avem, sper că se vede, e mochetă în interior. Deci e efectiv mochetă. Boxă, vedeți că au fost atenți la detalii. Inel cromat, alt tip de material aici. Aici e alt tip care se ia jos. Aici, vedeți? Deci nu este o față de ușă turnată dintr-o bucată. Sunt, să spunem așa, din mai multe bucăți. Adică au folosit mai multe tipuri de material. Twitter aici. Iar pe scaunele din față, ambele avem reglaj electric. Foarte fain. Inscripția Mercedes-Benz, GoPro nostru, așa. Aici avem torpedoul, observ că avem și o cheie de rezervă. Priză 12V și în torpedou foarte tare. Avem un CD cu, stați să vedem, cu Bravo Hits din 2004, asta e tare. Aici avem carte service Mercedes cu tot ce trebuie. Da, cam așa arată. Absolut tot. Oh, no, bun! Păi, frig afară. Aici avem comenzile pentru geamurile electrice. De asta am vrut să intru, e destul de frig. Și mi-a înghețat urechile. Deci, aici avem comenzile pentru geamurile electrice, blocajul pentru geamurile spate. Aici avem reglajul oglinzilor, vi l-am arătat mai devreme. Închidere centralizată, mâner. Și în rest, ca pe partea dreaptă, Twitter, boxă, buzunar. Și așa mai departe.
Controlul luminilor, îl avem de aici. Asta este frâna de mână, care acum am eliberat-o, iar dacă călcăm această pedală, acum ai pus-o frâna de mână. E cuplată, să zicem așa. Iar acum e decuplată. Haide să o punem din nou. Cutie de viteze, manuală, 6 trepte. Uite ce interesant e desenat neutru ăsta pe mijloc. De parcă n-ai ști ce e acolo. Dar un corky staff, adică lucru care mie mi se pare interesant într-un fel. Știți că la BMW marșalierul e încoace și după aia în față, da? Dar încoace mai tare. Adică gen așa. Și după aia în față. Eu, din câte știu, până la acest model de Mercedes, a fost fie ridic și dau a doua, fie mai vechi, ridic și dau a întâia. Acum văd că e BMW-like. Interesant. Na, nu știu care a fost schema acolo, dar interesant. Aici avem joystick-ul cu comenzile pentru display-ul nostru media, pe care îl avem acolo. Fain la asta e că îl putem și ascunde. Deci dacă nu vrem să vedem nimic, e așa. Dacă vrem să-l vedem, îl deschidem și vedem absolut tot ce e acolo. Bine, putem urmări și pe partea asta. Observ că în momentul în care îl deschizi, pornește singur. Cât de tare! Da, haideți să-l oprim. Să ne continuăm noi treaba. Aici avem un spațiu de depozitare care servește pe post de cup holder, să spunem așa. Iar de aici deschidem cutiera, unde în mod normal aici ai fi putut să spui, cred eu, da, ai fi putut să spui un car kit. Car kit. Un car kit de telefon, ceva de genul ăsta. Aici nu știu zău ce ar fi putut fi în chestia asta. Nu cred că e scrumieră. Nu știu, dacă știți voi, spuneți-mi. Iar aici avem spațiu în cutieră, de care trece și sub aici, da? Volan multifuncțional, să-i spunem așa, cu comenzi de bord. Vedeți că deja s-a activat, nici nu am pornit bine că deja s-a activat acolo computerul nostru de bord. Aici în față mai avem o scrumieră cu altă priză 12V, dar se pare că pachetul de fumător nu-l avem. Acum am pus și contactul, dăm ok. Porni foarte fain. Aprindem și luminile. Așa arată sistemul nostru de climatizare. Cu reglaj pe două zone, funcție de auto, îl putem și opri, mono, da? Deci avem funcții multiple, încălzire în scaune, care e cea mai dumnezeiască dotare, partea de telefon și hands-free, pentru că mașina are și conectivitate în acest sens, iar sus avem partea de media, care v-am arătat mai devreme, cam cum arată, și butonul de avarii. Asta e muzică. Muzică de ascultat în Mercedes. Avem și viteză digitală, range 227 de kilometri. Mașina are 253.000 de kilometri. Ce nu v-am mai spus, mașina asta e consacrată pentru un consum foarte bun, cel puțin la drum lung. Chiar dacă este un motor de capacitate cilindrică mare, dar să știți că consumă foarte puțin. Parasolare cu lumină. Iar aici sus avem controlul luminii din spate, sper că se vede. Așa, luminile de aici și iar luminile de citit. Aici e foarte tare, pentru că sunt aici. Vedeți ce fain se vede? Foarte mișto. Și cred că cu ocazia asta am acoperit tot ce se poate despre mașină. Nu uitați! Dacă încă nu l-ați văzut test drive-ul cu această mașină, fără niciun alt cuvânt, descriere și așa mai departe din partea mea, vă las un link, probabil aici, sus, aici. Așa. Mașina asta este și ea de vânzare, nu am apucat să vă spun. O să regăsiți link-ul la mine în descriere, iar dacă v-a plăcut și vă place în continuare ceea ce facem noi, dați un like, un share, să vadă și prietenii voștri și până la data viitoare să fiți cu minți. V-am sucat că bate vântul. Și să facem noapte imediat. Pa!